Canicul a crescut considerabil numărul solicitărilor pentru ajutorul pentru acordarea primului ajutor medical în capitală. Majoritatea situațiilor de urgență sunt reprezentate de persoane în vârstă sau de copii care acuză stări de leșin sau insuficiență respiratorie. Media săptămânală pentru acordarea primului ajutor medical este de peste 1100 de intervenții. Cum ar trebui să ne ferim de aceste situații, ne spune domnul Adrian Marin, reprezentant INSU, care se află în această dimineață alături de noi. Bună dimineața, domnule Marin! Bună dimineața! Așadar, vedem că e clar, ne confruntăm în aceste zile cu canicula. Am scăpat de ea o perioadă, dar iată că acum a venit. Aș vrea să ne spuneți... Am văzut, aveți foarte multe solicitări în ultima vreme pentru că e foarte cald. Ce sfaturi aveți pentru cei care se uită la noi în aceste clipe și care, cu siguranță, sunt nevoiți să iese, să plece de acasă sau trebuie să meargă la mare, la munte? Sfaturi pentru toată lumea, am vrea să ne spuneți. În primul rând, recomandăm cetățenilor pentru a evita astfel de cazuri și pentru a nu deveni victime să evite expunerea în timp îndelungat la razele soarelui și de asemenea să evite expunerea în acea perioadă a zilei în care intensitatea razelor solare este maximă și poate avea consecințe asupra organismului. Totodată, recomandăm cetățenilor să se hidrateze cu o cantitate suficientă de lichide și, ca mijloc de apărare, să-și acopere capul de acțiune directă a razelor solare. Spuneam ceva mai devreme că ați avut 1100 de intervenții. În general, cam cât aveți? Ca să ne putem da seama dacă vorbim de foarte multe intervenții sau e o medie normală pentru această perioadă de caniculă? O medie săptămânală de 1100, peste 1100 de intervenții înseamnă undeva în jurul a 170 de intervenții zilnic față de perioada de restul perioadei din anului, când media intervențiilor pentru acordarea primului ajutor medical este de aproximativ 140. Deci numărul a crescut cu 30 de intervenții zilnic. Am înțeles. Aș vrea să mai abordăm un aspect, pentru că, din păcate, iată, numai în această săptămână am avut două vești proaste, două persoane care au vrut să se răcorească în aceste zile caniculare, au mers la scăldat, evident, în locuri unde nu ar fi trebuit și, din păcate, s-au înecat. Nu că nu ar fi firesc în această perioadă să căutăm fiecare să ne răcorim într-un fel sau altul, dar... Pentru cei care ne privesc, ce sfaturi aveți în așa fel încât să nu se mai ajungă la astfel de situații? Au fost două cazuri de renec în această săptămână, primul dintre ele în lacul Fundeni, iar cel de-al doilea în lacul Băneasa. În cel de-al doilea caz s-a petrecut pe fondul temperaturilor ridicate, victima aflată la pescuit, ca urmare a expunerii un timp îndelungat la razele soarelui, i-a agravat starea de sănătate și a sfârșit alături de alți factori, fiind a sfârșit înecat. Tocmai de aceasta recomandăm cetățenilor care se știu cu probleme de sănătate să evite expunerea în timp îndelungat la temperaturi ridicate, să evite scăldatul în locuri nepermise, pentru că pot apărea astfel de tragedii. Aș vrea să ne mai spuneți, pentru că vorbeam înainte de a intra chiar în direct și a avea această discuție cu dumneavoastră, ne spuneți că nici seara trecută nu a fost una liniștită pentru colegii dumneavoastră. Aș vrea să ne detaliați. Ne-am obișnuit deja ca după zile întregi de caniculă să urmeze și fenomene meteorologice caracterizate de ploi abundente, intensificări ale vântului și descărcări electrice. Acest lucru s-a întâmplat și în seara zilei de ieri, când municipiul București s-a aflat sub avertizare meteorologică de cod galben. Au fost 29 de intervenții la care ISU București a acționat. Majoritatea s-au petrecut în sectorul 6, 28 dintre ele mai exact, 11 pentru degajarea copacilor căzuți, iar 16 pentru extragerea apei acumulate în subsolul sau pe carosabil. Am intervenit în acest sens pentru restabilirea stării de normalitate și înlăturarea efectelor negative produse de fenomenele meteorologice periculoase cu un efectiv de 135 de pompieri cu autospeciale și motopompe pentru extragerea apei din zonele în care s-a acumulat aceasta și cu echipaje de descarcerare pentru tăierea și degajarea copacilor căzuți. Au fost doar pagube materiale, fără victime, 9 autoturisme fiind avariate și o linie de tramvai blocată ca urmare a copacilor căzuți.
Și pentru că vorbim, iată, de efecte negative, de asemenea aș vrea să vă întreb, având în vedere că cu siguranță vor mai fi situații de acest fel, ce recomandări aveți pentru oameni? În acest sens, de fiecare dată când sunt emise astfel de avertizări meteorologice, este recomandat să se înceteze lucruri în spațiile deschise, să se evite deplasarea în apropierea copacilor, a stâlpilor de electricitate, pentru că se pot desprinde elemente din acestea și pot agrava, pot pune în pericol starea de sănătate a trecătorilor și, de asemenea, pentru a evita astfel de evenimente, dacă suntem surprinși în spații deschise, să ne adăpostim în zona stațiilor de metrou sau instituțiilor publice. Domnule Adrian Marin, vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste sfaturi. Cu siguranță le vor prinde bine celor care se uită în aceste momente la noi. Mulțumesc și eu.